Un tânăr în vârstă de 26 de ani, în timp ce conducea autoturismul cu volanul pe partea dreaptă, s-a angajat în efectuarea unei depășiri, a pierdut controlul volanului, ulterior a derapat pe partea stângă a drumului și a ajuns într-un șanț. În urma accidentului au rezultat două victime, pasageri în autoturism, care au suferit răni ușoare. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, ulterior fiind condus la spital unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge. Polițiștii au întocmit în cauză un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Intrat în depășire. Într-o zi. Un fir din față și l-a tras dreapta și l-a luat. Asta nu, l-a luat să l-a luat. L-a avut ce face, o evitat, îi trage direct în fir. Polițiștii au fost sesizați în jurul orelor 8:30 de minute cu privire la producerea unui accident rutier pe DN2 în afara localității Dărmănești. Din verificările efectuate s-a constatat faptul că un bărbat în vârstă de 26 de ani, în timp ce conducea un vehicul cu volanul pe partea dreaptă, s-a angajat în efectuarea unei depășiri, a pierdut controlul volanului, ulterior derapând în partea stângă a drumului și ajungând într-un șanț. În urma evenimentului au rezultat două victime, pasageri în autovehiculul respectiv, care au suferit plăgi conturi superficiale. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare negativă, ulterior fiind prelevate și probe biologice de sânge. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a se dispune procedural prin unitatea de parchet competentă. Polițiștii atrag încă o dată atenția celor care circulă pe drumurile publice cu vehicule având volanul pe dreapta să manifeste maximă atenție, în special la efectuarea manevrei de depășire, astfel încât să nu sporească riscul de accident rutier. Oamenii legii atrag încă o dată atenția șoferilor care conduc autoturisme cu volanul pe dreapta să manifeste maximă atenție, în special la efectuarea manevrei de depășire, astfel încât să nu sporească riscul de accident rutier.